O tânără de 18 ani a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Brașov. În mod miraculos, fata a supraviețuit căderii, s-a ajuns la spital în stare critică și cu șanse minime de supraviețuire. Deocamdată nu se știe dacă este vorba despre un act de sinucidere sau un accident. Fata venea des în blocul respectiv în vizită la prietenul ei. Martorii spun că tânăra ar fi zăbovit preț de câteva secunde la geam înainte să cadă în gol. Impactul cu solul a fost extrem de violent. Mâna dreaptă a fetei a fost pur și simplu smulsă în cădere. Paramedicii au găsit-o pe tânără în viață, dar inconștientă și în stare gravă. Fata a fost intubată și transportată de urgență la spital. Potrivit medicilor, șansele de supraviețuire ale tinerei sunt minime. Prietenul fetei a avut nevoie și el de îngrijiri medicale după ce i s-a făcut rău când a auzit cele întâmplate. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili dacă fata a încercat să se sinucidă, a căzut din imprudență sau dacă a fost împinsă de cineva.